Sărani americanizați, yo! Hei, salutare jupăneilor, bine ați venit la un nou episod de și despre FIFA 19, un nou clip din seria, eu știu, Pack Opening sau SBC, sau cu SBC-uri. Cred că o trecem la seria cu puzzle-uri, fiindcă o să facem și câteva astăzi, pe lângă Foot Champions. Mai mult despre asta este episodul de astăzi, dar înainte să începem, nu uitați să apăsați repede butonul de like, să lăsați un coment, să vă abonați la canal, să distribuiți episodul și să bifați clopoțelul. Da, prima săptămână în care joc și care este de fapt a doua, pe prima am ratat-o fiindcă am uitat să-mi dau redeem la calificare. Asta este. Băi, am reușit un gol 2 din câte țin minte. Dar n-am jucat toate meciurile, deci 17 victorii din 25. Jocul, nu, m-a tras în țeapă, puteam ușor să iau Elite. De-aia nici n-am mai jucat, m-am supărat că nu mai pot prinde Elite și am zis nu mai trag nici pentru Gold 1, că nu mai are rost. Cu multă șansă cred că puteam și top 100, fiindcă pe PC intri chiar și cu 23 de win-uri. Haideți întâi să vedem cu ce echipă am jucat. Că despre asta este vorba. Asta e echipa, fraților. Rating 79. Și am bătut adversar chiar și cu 4-5 iconuri și rating de 88, 87, 89 chiar. Băi, am scos nu știu dacă maximum cu această echipă, dar eu sunt per total mulțumit de rezultat, chiar dacă jocul mi-a furat câteva victorii și n-am vrut să joc toate cele 30 de meciuri. Deci Gold 1 aș fi putut 100% cu tot cu furăciunile jocului. Eu zic că e ok, vreau cu echipa asta cu jucători de 7-800 coins pe alocuri, păi în afară de Talisca, Lucas și Alisson, în rest toți sunt jucători de 1000 coins. Asta a fost și banca de rezerve. Da, am zis să încerc cu squadul ăsta și uite că mi-a ieșit cât de cât. Acum să mergem să vedem Team of the Week. Avem două picuri de 4 jucători. Da, vedetele sunt Martial, Di Maria, Lewandowski, Mahrez, Pickford, cu toate că nu prea am cum să-l joc. Ar fi frumos să luăm ceva. Hai să vedem, nu? La final o să dăm și SBC-uri, cum am zis, cel puțin două. Foot Champions Weekend League. Boink. Și avem două player pick-uri, un rare gold pack, două rare mega pack-uri și 450.000 de bănuți plus 2.000 de fapt o recalificare automată. Hai să vedem. Dăm enter, m-am asigurat că filmez. Și acum player pick-urile. Hai mă, fă-mi și mie o surpriză, cu toate că e greu. Dar de ce nu? Am văzut oameni care au luat, am văzut oameni care n-au luat. În fine, ce o fi, o fi. Ia să vedem, tam, tam, tam. Sala Vecino, Paheco și De La Beia. Cel mai bun e Vecino dintre ăștia. Hai, hai, un CDM. Destul de ciudat, hai, hai. Și cu el o să și mergem. Ok. Acum avem nevoie de puțin noroc. Hai mă, cu Martial, Di Maria, Mahrez, Lewandowski, ceva. Haide. Ia să vedem. Da. Fabian sau Cadera Beck. Păi nici nu știu aici. Să iau, mergem tot pe seria. Luăm Fabian că e 84. Are medium. 3 weak foot, un CM destul de decent, sau îl luăm pe ăsta, 2 weak foot, high medium. O să mergem cu Fabian. Da, n-a vrut să ne dea, fraților, nici Martial, nici Lewandowski nu se mai punea problema. Dacă l-aș fi luat pe Martial, aș fi fost super happy, dar asta e, nu? Poate data viitoare, așa zicem mereu. Hai să mergem, nu? Pam, 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 pam. Store. Avem 3 pachete, nu 2. Și o să începem cu rare gold pack-ul, din care sunt șanse mici să iei ceva. Ok.
striker, e vorba Rebi, de Rebic din Bundesliga. Poate la Rare Mega Pack-uri să luăm ceva. I-am mai dat și pe Rusilon câteva consumabile, squad fitness, multe contracte. Ar fi fost frumos mai multe squad fitness-uri. Contractele nu prea ne ajută, Allianz Stadium. Bun, hai să vedem Rare Mega pachetelele, ce zic. Deci sunt de 55.000 bucata. N-avem walkout, poate board, măcar atât. Și avem Heung-Min Son. Ah, oare cât costă coreanul Heung-Min Son? 86 pace, 85 shooting, 85 dribbling. Mi-aș fi dorit cardul lui de Champions League, dar nu prea ne-a dat acolo. Și cam atât. Son face... atât de mult. Bă, nu mă așteptam, sincer, ești nebun? Ia să vedem, 70.000 coins? Da, mă, 70.000 coins. Son, uite că merge. Merge chiar bine. Squad finesuri 2 din nou. Bă, ești prost la cap. Da, nu, acum că l-am luat pe Son. Nu mai contează. Uite, ne-a dat și Bernabeu. S-ar putea să jucăm pe el. Hai, mă, un walkout din Rare Mega pachetel. Haide, că știu că se poate. Știu că se poate, frate. Nu este, mamă. E board, ceva bun. Ok, Jesus. Mamă, dacă îl dădea pe Jesus era perfect. Din nou mi-l dă pe Jonas, pe striker brazilian. Mor de ciudă, mă. Asta e un pachet jalnic. Dacă era Jesus era beton. Ce mai poate să fie ceva lău, dar slabe șanse, da, cum ziceam. Glick, Paulson, Caicedo, urât, băi, urât. Ne-a dat și la picuri, ne-a dat urât. Și aici, ce să facem? Acum mergem să facem să facem cel puțin 2 SBC-uri, nu? Hai să vedem ce iese și acolo. The Ultimate Stage, că tot v-am promis că o să facem și puzzle-uri. 2 la număr, nu foarte multe. Unul aici, unul pe contul mic. Hai să vedem, avem jucătorii pregătiți. Îi băgăm, citim cerințele și deschidem, bineînțeles, pachetele. Deci, maxim 3 jucători din aceeași țară, maxim 6 din aceeași ligă, minim 2 jucători cu structură de Champions League, fie ei rari sau non-rari, un rating de 80 și un chemistry tot de 80 plus 11 jucători, fiindcă, vedeți și voi, n-avem poziții blocate. Ok, Jovetic, am apelat la Jovetic și la Mirante și așa, nu o să mă ajute, nu o să joace niciodată la echipa mea. Hai să dăm submit, eu. Da, The Ultimate Stage completed și luăm un pachet de 45.000, da, Prime Gold Player Spec. Hai să-l deschidem și pe ăsta. Boing, boing. Prospects. Hai, Doamne ajută, nu? Poate luăm și noi ceva. Ia să vedem. N-avem walkout, măcar board. E board. Ia să vedem ce e. German. Normal că e goalkeeper, e Baumann. 83. Eh. Fix 83, mă, când îți dă poartă, îți dă fix la limită. Dar ce să facem, măcar am încercat și am făcut asta pentru voi. Eder, Rudy, Forest, da, jucători decenți. Da, cum ziceam, am încercat, haideți să mergem acum și pe contul mic, poate acolo avem mai mult noroc. Hai să vedem ce zice și pachetul de pe contul mic. Yo. Hai, mă, că se poate. Ah, nu se poate. Port măcar, nici măcar port. Cruze, cine ăsta? Da, Max Cruze de la Werder Bremen. 82 rating. Bam, bam, bam. Rafael de Maio, Andre Șorle. Ia să-i trimitem pe ăștia pe transfer list. Și da, mă, cam ăsta a fost episodul. Sper că v-a plăcut, eu am fost Urtaciu, voi ați fost și rămâneți pe viață, cei mai tari jupăni și până data viitoare, dăm cu pace, stimă, iubire, credință și a big boy, a big smoke, respect pe viață!